Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite, dragă Părinte Cornel, iubiți credincioși, îmi revine astăzi nobila datorie de a predica la o primiție. Este pentru prima dată. Și m-am gândit că e bine ca împreună să dăm răspunsul la trei întrebări. Înainte de toate, cine este preotul? Apoi, o a doua întrebare, ce necesită un răspuns, care este condiția preotului în biserică și în societate? În sfârșit, a treia întrebare, ce importanță are preotul astăzi? La prima întrebare, cine este preotul, aș pleca, pentru a da un răspuns, de la Sfânta Scriptură. Autorul scrisorii către evrei, în capitolul 5, versetul 1, spune că preotul este luat din mijlocul oamenilor pentru ca în relația cu Dumnezeu să aducă daruri și jertfă pentru ispășirea păcatelor. Conciliul Vatican II ne învață că preotul are o triplă misiune, aceea de a învăța, de a sfinți și de a conduce. În termeni mai accesibili, pentru a înțelege mai bine, preotul învață prin predica sa, sfințește prin administrarea sacramentelor și conduce ca păstor. E adevărat și ce spune Sfântul Părinte Papa Francisc. Deseori, păstorul trebuie să stea mai în urma turmei pentru a ajuta oițele care rămân în spate. Așadar, Biserica ne învață că preotul este un alter Christus, un alt Hristos. Atunci când celebrează, atunci când oferă dezlegarea păcatelor, este Dumnezeu care face acest lucru. Dar preotul este un alter Christus și într-un alt sens. Preotul, iubiți credincioși, este paradoxal, în același timp, cel mai iubit și cel mai contestat om dintr-o comunitate. Este cel mai iubit pentru că omul are nevoie de Dumnezeu și este cel mai contestat pentru că niciodată un preot nu-i poate mulțumi pe toți, oriunde s-ar afla. Dragă Părinte Cornel, poate unii dintre oamenii care astăzi te aplaudă, mâine te vor trăda. Așa s-a întâmplat cu Iisus. De aceea, spuneam, preotul este un alter Christus. Curaj, rămâi prietenul său, rămâi înrădăcinat, tu, mlădiță, în butucul de viță de vie. Asta ne-a spus Evanghelia de astăzi. Ia aminte și imită preoții dinaintea ta, în special gândește-te la fericitul Anton Durcovici, care a rămas statornic până la sfârșit. Și el, cândva, a avut primiția. Și ceea ce spune-o astăzi Sfinței tale, cu siguranță i-au spus și lui alți preoți. Într-o bună zi, cei care astăzi te aplaudă, poate te vor trăda. Nu contează, tu mergi înainte, până la capăt. Adu-ți aminte, dragă Părinte Cornel, că primiția este o singură zi în viață, dar preoția este veșnică. La al doilea punct, condiția preotului în biserică și în societate, aș dori să plec de la un exemplu care s-a petrecut imediat după al doilea război mondial. Este vorba despre părintele provincial al franciscanilor, Anton Bișoc, pe atunci
paroh de Săbăoani. Suntem la începutul lunii iunie, în 1949, când comuniștii încercau să-i aresteze pe cei mai importanți preoți din România, bineînțeles și pe episcopi. Tatăl meu, care pe atunci avea 13 ani, își aduce bine aminte cum, la început de lună iunie, având în vedere că erau prezențe ciudate în sat, oamenii s-au prezentat la biserică având în mâini unelte agricole, coasă, cârleți, lopată și așa mai departe. S-au prezentat acolo pentru că știau că într-o bună zi parocul lor va fi arestat. Părintele Bișoc a celebrat Sfânta Liturghie de sculți. La sfârșitul Sfintei Jertfe le-a spus oamenilor: dragi noriași, vă invit să mergeți acasă, să lăsați deoparte armele. Aveți soții, copii, aveți familie. Eu nu am pe nimeni, îl am pe Dumnezeu. Oriunde voi fi, mă voi descurca. Mergeți liniștiți acasă și rugați-vă. Părintele Anton Bișoc a fost la câteva zile arestat pe 3 iunie 1949, aici, în drum spre episcopie. L-au invitat în numele episcopiei securiștii să vină cu trenul urgent la Iași și l-au săltat de la gara din Iași. A murit la fundata, în domiciliu obligatoriu, în 1960. Un al doilea exemplu îl iau din viața personală. În 1999, în iarna acelui an, mă găseam la Moinești. Venisem în vacanță de la studiile la Roma și părintele paroc de Pustiana m-a rugat să celebrez o slujbă la Cucuieți, undeva pe dealuri. Era o filială a parohiei Pustiana. Era o iarnă grea. N-aveam nici mașină, nici șofer, nici permis. Mi-au găsit un șofer cu o Dacia 1300 și am pornit la drum pentru a ajunge la Cucuieți să celebrez Sfânta Liturghie. Dar fiind acolo un deal imens, cum spuneam, zăpadă, gheață, mașina n-a făcut față, așadar a trebuit să urcăm pe jos, spre sat și spre biserică. Mare mi-a fost mirarea când am ajuns în vârful dealului să văd toată comunitatea adunată, iar unele persoane chiar stăteau în genunchi, așteptând preotul. Eu fusesem sfințit cu câteva luni înainte, evident m-am emoționat. Am celebrat Sfânta Liturghie împreună și apoi, tot așa, condus de comunitate, am coborât dealul pentru a ajunge înapoi în Moinești. Și un ultim exemplu, tot din viața personală, acum 4 ani. Eram abia numit paroh la Târgu Frumos și după câteva zile un domn mi-a zis: lăsați, părinte, că doar știm. Preoții nu fac altceva toată ziua decât beau, mănâncă, dorm și cântă. Bineînțeles, a spus-o mai în glumă, mai în serios. Însă, poate pe undeva e ceva de adevăr în ce a spus el. M-am gândit, analizând aceste 3 evenimente, a avut oare loc o mutație de percepție în ceea ce privește realitatea preoțească la noi în dieceză sau în țară? Și am pus întrebarea asta unui om în vârstă, iar el mi-a răspuns: părinte, înainte vedeai rar un preot. Acum sunteți atât de mulți, probabil de aceea lumea nu mai simte importanța și necesitatea preotului. Este greșit, iubiți credincioși. Oare statutul de preot depinde de numărul de preoți? Fals. Preotul este același, chiar dacă este singur într-o țară sau dacă există mii de preoți în aceeași țară. De aceea să ne gândim bine la această condiție a preotului, la cum a evoluat, între ghilimele, percepția lumii față de preot. Sfântul Augustin spunea mereu enoreașilor săi: sunt episcop pentru voi și creștin cu voi.
Așa și tu, dragă părinte primițian, ești preot pentru turma lui Dumnezeu, dar ești creștin împreună cu ceilalți. Se spune că un preot nu aduce progres într-o țară, nu face nimic sau absolut nimic decât se roagă. Dar oare chiar așa să fie? Nu ne dăm seama că progresul material deseori depinde de cel spiritual? Cel mai mare progres al omului este acela de a fi împăcat cu sine și cu Dumnezeu. Odată, într-un sat de munte, oamenii s-au săturat de parocul propriu și au mers câțiva fruntași să-i ceară să nu mai facă Sfânta Liturghie pentru că degeaba se roagă și, în plus, clopotele îi deranjează pe toți. Preotul, foarte umil de fire, a ascultat de săteni și le-a promis că nu-i va mai bate la cap. Nu se mai trag clopotele, el celebrează în privat și atâta tot. Au trecut câteva zile și aceiași oameni s-au prezentat la același preot și au spus: Părinte, am greșit. De când nu mai face Sfânta Liturghie în public, de când cei puțini care veneau la Sfânta Liturghie nu se mai roagă, parcă satul a înnebunit cu totul. Este anarhie. Soțiile nu ne mai fac mâncare, copiii nu se mai duc la școală, oamenii toată ziua prin crâșmă și așa mai departe. Te rugăm, reia Sfânta Liturghie. Așa se întâmplă, iubiți credincioși, atunci când ne simțim sufocați de preoți, de liturghie, de Dumnezeu. În realitate, simțim greșit. Dumnezeu nu sufocă pe nimeni, preotul nici atât. Cu toții avem nevoie de preot, cu toții avem nevoie de Dumnezeu. Dar aici intervine o altă problemă. Toată lumea vrea preoți tineri, frumoși și deștepți. Un lucru aproape imposibil. O să vezi, dragă părinte primițian, cu trecerea timpului, cum foarte mulți dintre simpatizanții Sfinției tale se vor retrage. Nu te descuraja. Noi, preoții, nu suntem trimiși în lume pentru a aduna aplauze, ci pentru a semăna cuvântul vieții. Dumnezeu va aduna el la timpul potrivit. Se spune în proverb că cine are un bătrân în familie să-l îngrijească, iar cine nu, să și-l cumpere. Este valabil această zicală, dragă părinte Cornel, și în familia preoțească. Cine are un preot bătrân să-l păstreze, cine nu-l are, să și-l caute. Ce frumos ar fi, dragi părinți, iubiți credincioși, ca biserica să fie într-adevăr acea familie care se adună, de exemplu, în jurul unui preot în vârstă pentru a asculta cum a trăit el preoția acum 50 de ani. Ce frumos ar fi ca vara tinerii preoți într-un foișor, la un pahar de înghețată, să asculte un astfel de preot. Noi suntem preoți pentru că ei au fost înaintea noastră și au dat mărturie despre Hristos și despre preoție. Ce frumos ar fi ca iarna, la un pahar de vin fiert, preoții tineri și oamenii laici să asculte cuvintele unor preoți care au fost purificați prin suferință în preoția lor. Asta înseamnă biserică, asta înseamnă familie. Deseori însă, așa cum spuneam, oamenii sunt nemulțumiți pentru că preoții nu fac ceea ce ei ar vrea. Dar aici revin la ce spuneam la început. Preotul trebuie să conducă, nu altcineva. Și în plus, aș îndrăzni să-l întreb pe un asemenea creștin: omule, creștinule, știi măcar cum îl cheamă pe propriul tău paroh? Te-ai rugat vreodată pentru el? Vis-a-vis de ultimul punct, importanța preotului, aș aminti ceea ce spunea patronul parohilor, Ioan Maria Vianney. Zicea el: lăsați o parohie, un sat, fără preot
și veți vedea că în 20 de ani lumea se va închina la cai, la animale. Și chiar așa este. Iată așadar, importanța unui preot nu este altcineva decât cel care orientează oamenii spre Dumnezeu. Omul sfințește locul, spune proverbul. E și mai adevărat că preotul sfințește locul și comunitatea. Preotul, ca și biserica, este asemenea unei fântâni, unde toată lumea vine și bea apă în deșertul acestei societăți. Iubiți credincioși, vrem, nu vrem, viața noastră se desfășoară înaintea bisericii, iar preotul face parte din viața fiecăruia dintre noi. Suntem botezați de un preot, suntem înmormântați de un preot. Așadar, preotul este de o importanță deosebită și când spun asta, nu mă gândesc doar la nivelul material, social, cultural, ci mai ales la nivel spiritual. De aceea se cere preotului ceea ce are de la Dumnezeu, harul de a fi sfinți. Nu de mult am primit pe e-mail de la un preot în vârstă, bate spre retragere, spre a se pensiona, o scrisoare. Preotul, spune el, mare ciudățenie. Dați-mi voie să închei predica de astăzi cu această considerație despre preoție, care rezumă toate cele trei răspunsuri pe care le-am expus. Dacă preotul predică mai mult de 10 minute, trage o barbă, iar credincioșii adorm la Sfânta Liturghie. Dacă însă predică mai puțin de 10 minute, nu este capabil să țină un discurs. Este incult. Dacă se grăbește, aruncă lucrurile peste tot. Este un repezit. Dacă însă este calm, e prea moale. Dacă îmbracă sutana neagră, este un demodat. Dacă însă se îmbracă în civil, e prea modern. Dacă vizitează credincioșii din parohie, se plimbă peste tot. Nu e niciodată acasă. Dacă însă rămâne în casă și nu vizitează familiile, iubește detașarea și distanța. Deci nu este popular. Dacă este închis și rezervat ca și caracter, nu știe să stea cu lumea. Dacă însă e deschis și cordial, e privit cu suspiciune. Face prea multe confidențe. Dacă la spovadă se grăbește, nu e capabil de a asculta. Dacă însă prelungește spovada, este interminabil. Dacă începe liturghia cu punctualitate, ceasul său este înainte. Dacă însă are o mică întârziere, face lumea să piardă timpul. Dacă vorbește de oferte sau cere ceva, se gândește doar la bani. Dacă însă înfrumusețează biserica, cheltuiește banii fără rost. Dacă este tânăr, nu are experiență. Dacă însă e în vârstă, e depășit deja și nu știe să se adapteze timpurilor. Orice decizie pe care o ia este mereu greșită. Preotul e acuzat de a fi de partea celor cu influență și putere. În același timp, se apelează la el chiar și pentru cele mai ciudate lucruri. Dacă nu reușește să obțină favoarea care i s-a cerut, dat fiindcă nu are putere și nu i-a ascultat, e acuzat că nu se interesează de problemele concrete ale enoriașilor. Preotului îi se cere totul, în afară de ceea ce este specific misiunii sale și pentru care este preot, și anume ajutor în schimbarea vieții, iertarea la spovadă, cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă preotul moare, cine îl va înlocui?